Bună dimineața, campioană! Bună. Merge acum. Bună dimineața, prieteni! Mamă, dar de ce pâlpâia camera? Eu văd că e ok acum. E frig. E frig. E frig la camera? Da. Uf, e și Dar ce. nu mai pune. Nu mai pun pe tine. Da, prieteni, bem și noi cafeaua, eu cu campeana. Unde e și amărâtul? Amărâtul era pe aici. Ia uitați-l. Amărâtule, ce faci, bre? Da, prieteni. Ia să spun telefon, punem telefonul aici. Așa, prieteni. Prieteni, vreau să vă spun și eu ceva. Prieteni, bem cafeaua și fac o ședință cu câmpiana. O ședință. De fapt, spunem așa aici pentru voi, prieteni. Pentru că eu am făcut ieri un vlog cu modă și s-a înțeles altceva. Deci, în primul rând, cearta mea cu câmpeana, mai o Caterincă, mai o aia, văd cum facem noi, nu a fost chiar așa de luată de ca atare așa. Deci ați văzut cum glumim noi, deci împăcarea este, doar că na, mai glumim noi, deci nu, noi nu ținem ceartă mult, să ne certăm, să ne jurăm chiar așa. Știți cum e. Și ieri cum l-am întâlnit pe modă și l-am găsit în oraș și am filmat cu el, că în primul rând vrea să-și facă și el canal de YouTube. Și în al doilea rând i-am zis, uite bă, ce mi-a făcut nepoată ta, uite așa, i-am arătat, i-am explicat, uite ce spune câmpeana, în fine, așa. Și nu ca judecată. Deci am zis să vină pe la noi, să vină aici la noi, să zică, să vorbească și el cu noi, să mai vină, că așa facem noi țiganii, mai bem o cafea, mai mâncăm ceva, mai povestim. Și ca să o învețe. Dar, ce? Nimic, am zis ceva. A. Și am văzut că, bai de mine, că la așa, că la așa, că la așa. Și nu numai pe lângă asta, iar a intervenit ăla, cheliosul ăla, care iar n-a mai avut treaba lui. Și el, cum spune el, că el își dă cu părerea. Păi să-și facă vlogurile, să-și dea cu părerea, dar nu să-și jignească. Prieteni, cât că ați văzut, că am văzut că au fost unii prieteni de-ai noștri acolo pe la el, pe live. Și chiar a vorbit foarte urât și parcă el face parte din familia noastră, parcă el știe mai multe și minciunile lui și aberațiile lui. Cum spune el că se pișe pe judecățile noastre cu alea, cum vorbea inclusiv iar de mine, iar de câmpeana, am făcut-o în toate felurile, apoi dacă îți dai cu părerea, apoi nu să și jignești, că eu nu am jignit familia ta, dacă îți faci vlogurile, eu i-am zis de foarte multe ori că am avut cu el, de foarte multe ori am avut certuri datorită că jignește familia mea și văd că încă nu se oprește, apoi atunci eu n-am cum decât să-i pun punct aici. Astăzi mă voi ocupa de el și eu și fratele meu Florin, care a povestit de el și vorbea el și își dădea și vorbea urât, mai ales că este și vorbea el cu Olga și vorbea pe vlogurile lui. Și îl jignea, adică vorbea de el și de Anca. Oricum, frate meu i-a scris și nu vrea să răspundă. Și l-am lăsat eu în pace.
Dar acum, frate meu, chiar ați văzut că el nici nu face vloguri și n-are treabă cu nimeni. Și dacă el scoate și vorbește el aberațiile astea și se bagă el în familie... Scuză-mă că te întrerup. Da. Dar el nu e rușine de ursul de Anca că vorbește de mama lui ursul? Nu e rușine și lui puțin așa? Deci, uitați-vă caracter și cum vorbește el. Dacă el nu ține, ce prieten este el cu ursul? Dacă el vorbește... Și cum vorbea de Dana criminala și Ojina și Leo, într-adevăr, este prietena lui, iubita lui, eu știu cum e, că nu ne băgăm, nu se bagă nimeni, ce face el. Și o făcea în toate felurile și pe Dana criminala, în toate felurile, el, deci ori să-și dea cu presupusul, cum spune el că își face vlogurile, el le inventează și ne jignește. Și vorbește prostii. Vorbește de se, uite lumea. Amărâtule, du-te afară, că uite, veni hoțul. El. Du-te, el, hoțul. Aici. David, aici sunt. Fac vlog, David. Stai, lasă puțin liniște, da? Și cum ați văzut și el, ori să-și dea cu presupusul, el vine și jignește și vorbește urât că se pișe pe judecățile noastre. El, cu ce cine? Drept spune el așa? Cineva, mami. Stai, David, nu te băgat-o. Și cum arată el și spune, vorbește el de lumina, cum arată el, ați văzut, nu știu ce, asta e interzisă, oricum, o să primească... Păi vede copii, vede o țară. Vede lumea întreagă, el ori, nu știu cum să mai spun, dar chiar pe tema asta mă voi ocupa de el, asta e chiar dacă sunteți unii prieteni cu el acolo și chiar îl susțineți, nu mă interesează, pentru că, nu știu, puneți-mă în situația noastră să vorbească, păi dacă îți dai, e altceva, dacă îți dai cu presupusul, bă, uite, am văzut în strehaia. Cum face ăla, nu știu ce, că nu e bine, știi, că vii, ba, că nu știu ce, cu o idee și îți faci acolo vlogurile, dar nu ca și să jignești familia respectivă, să vorbești aberații, să jignești și să vorbești și prostii, să vadă copiii, cum arăta el, nu știu ce, cum se pișă pe nu știu ce, pe noi, cum e, cum o face pe câmpeana cu tracțiune, că nu știu ce, că nu trage, nu știu cum. Eu n-am vorbit. Știu am unde să mă duc, asta nu contează. Oricum, o să facă și plângere penală cu numele tău, deci chiar dacă, deci aici între noi știți cum e la noi la țigani. Dacă, stai David, lasă-l. Nu mai plânge, mă, amărâtule. La noi de țigani, dacă ne certăm cu unul, asta e, la noi se împacă, se iartă, ați văzut cum e la noi, ba, cum facem noi, asta e, trece timpul și na. Dar, tu, cu ce drept vii tu să ne faci în toate felurile și ne jignești? Oricum, oricum câmpeana și eu, dar eu mai puțin, o să primești reclamații, inclusiv cum ne jignești familia, o să primești și o să vezi. Așa cum te-a sunat și Dana, cum vorbeai cu ea și acum nu mai vorbești, că a zis că îți face reclamație și o să-ți fac câmpeana și lumina. Și o să-ți fac pentru că eu sunt cu toate actele de probă care sunt bolnavă, să știi de la mine. Care mă înjinești și toate felurile, eu pot să mor la orice oră în ce al mă faci tu pe mine. Care eu n-am voie să mă supără nici bărbatul meu. Dacă vrei să știți, arăt toate documentele, o să le dau. Să-ți fac reclamație cum mă înjinești și mă faci în toate felurile. Dar fă-ți, frate, stai un pic, dar fă-ți, frate, vlogurile tale și nu mai veni tu cu înjurăturile tale și cum faci. Oricum, vlogul ăsta va rămâne, chiar dacă îl ștești pe ăsta de azi, îl rămâne de din spate. Și oricum, ți le-am înregistrat. Și nu e așa, oricum o să primești trei rapoarte de la, eu spun că nu mi-e frică, poți să primești și 100 de rapoarte, nu contează, dacă primești de la cine îți dă raport ca drept de autor, da, se ia în considerare cum vorbești prostii, cum ne înjuri, cum ne jignești, interziți minorilor cum arăți tu și vorbești aberații și prostii și de asta care nu este voie, la fiecare minut primești acolo și să văd. Exact cum a primit și ăla care nu mai are. Oricum, tu o să devii de, o să o iei de la zero. O să vezi. Îți promit eu ție să știu că pierd și capul meu. Că spun asta pentru că dacă nici cu tine nu merge, apoi ți-arăt. Și ursule și Aline, cum poți
tu să fii prieten cu același om care înjignește mama ta? Și o faci în toate florile cu florile. Lasă mai treaba lor. Cum astea. Poți tu să nu spui la omul ăsta, mă, Aline și Ursule? Cum puteți să spuneți la omul ăsta că vă prieten? Nu, eu m-am întâlnit atunci cu Ursul. Eu am vorbit atât că n-am detaliat, n-am zis nimic, m-am întâlnit cu el la cafea, am stat o oră și ceva cu el, am povestit, am zis de copii și nu detaliez aici. Acum vine el cu detalii, parcă el știe și el nu știu. Deci, păi, dacă îți faci vlogurile, fă-ți-le, frate, dar nu să spui aberații și să ne jignești. Păi nu, că el e prieten cu ăia, cu dușmanii lui Lumina, că să nu se ducă Lumina înapoi, aia-i treaba. Aia-i treaba, păi, frate, că e prieten cu dușmanii. Și până la urmă ce a zis Modă? Modă a zis, bă, o să iau așa, o să văd, o să verific, nu am nici a fost o glumă. Deci Moda a zis că vine pe la noi, bine, Moda poate să vină oricând și la mine și la Leo, să zice oricând, nu cu judecăți. Deci poate să spună o vorbă, știți cum e, arată mie un țigan care spune, bă, despartă-te de, nu știu, n-ai să vezi asta niciodată, pentru că există copii. Acum, nu că vezi, Doamne, o și dăm pe Lumina înapoi. Bă, Lumina nu o să mai meargă, îți spun eu, îți dau eu. Deci acum vii tu și îți dai tu, parcă o primești tu la tine sau ce, sau vorbești tu cu Lumina când a plecat, că nu știu ce, și arăți tu prostii. O să vezi tu, o să te afecteze mult asta. Și termină cu prostiile, că dacă nu termini și mai vorbești o singură dată de noi, merg cu tine până în pânzele albe. Bunicu! Da. Bunicu, dacă avem F-gardă, poți să mergem cu el pe stradă. Da, 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 are F-gardă, da. Uite. Are, are și frânghi, așa că nu pot să mergem. Da, hai, lasă, lasă-l, David. Pe stradă. Da, lasă, ia-i aia de la gât, numai când ești cu el pe stradă, da. Lasă să se plimbe. Cuțu. Deci am văzut vlogul lui și chiar a vorbit urât. Și nu-i permit la acest individ să vorbească așa, oricum o să vadă și Modă și nu știu, o să vadă mai mult și nu-și dă el cu părerea și vezi, Doamne, cum spune el. Păi oricum, știe el ce e în legea noastră? Nici n-am văzut tot vlogul lui, am văzut ce m-a interesat puțin, oricum dacă e să-și fac asta, oricum la fiecare minuțel o să luăm asta și o să ne ocupăm de el. Pentru că chiar nu merită ăsta pe piață, pe YouTube, să vorbească el de noi, să ne facă în toate felurile și să vadă copiii noștri. Păi dacă copiii noștri, el vorbește așa. Apoi dacă vede copiii, vede Leonardo și alea, și văd cum vorbește el și cum face el, este frumos? Așa vă întreb și pe voi, care vă uitați. Este frumos? Dar el nu realizează așa că un om. Păi și noi puteam să vorbim toate felurile. Dar nu ne permite, pentru că vede copiii. Măi, oameni buni, la ce vă uitați la omul ăsta dacă el lasă vorbește se uite, urât și vorbește ce nu trebuie? Stai, bunică! Nu știu, mai vorbea dacă om. Ai canal, trebuie să vorbești de tot, de lume, de ăștia. Ce mai mă, cu noi, ce ți-am făcut? Bunică, lasă pe... Dar îți datorim ceva, mă? Avem să-ți dăm ceva? Lasă, campeană, lasă-l în pace. Lasă. Lasă că vorbesc eu două vorbe, oricum i-am dat cerere pe Facebook, am zis să sun, să vorbesc prima dată cu el, să-l întreb cu ce, dacă îi datorez ceva, de ce mă face în toate felurile și pe mine și pe familia mea, că el nu știe ce judecăți, că ce cu ei facem noi judecată. Păi nu facem, frate, judecată. El e prieten cu Modă ăsta, de Leo e prieten cu el, oricum era o Caterinca acolo. Când își va face el cont, o să meargă la Leo. Păi, într-adevăr, o să meargă și o să-și facă și Modă canal de YouTube. Nu ne interesează pe noi. Înțelegeți? A fost o Caterinca și a zis în ce mod... Cu el. Da. În ce mod a zis el că Modă că o să meargă la Leo? A zis că o să meargă la el și o să le pună condiții. Dacă se vor împăca, o să le pună condiții, nu să-i taxeze sau ceva. Ce? Cui să plătească? Nu, asta într-adevăr, poate că a greșit aici. Dar o să le pună, dacă se vor împăca, o să le pună niște condiții. În ce sens? Lumina, de exemplu, nu are voie nu știu cum și să stea să nu mai înțelegeți. Astea sunt condiții, așa se pun la noi la o judecată. Și vine el și spune, ce judecată, că se pișe el pe judecățile noastre și alea.
Un om incult, care habar nu are. Are probleme omul cu capul. Și mai ales că e și țigan și... E... Na. E... Dar, oricum, astăzi o să vede, o să vadă el cum o să primească trei rapoarte. Trei rapoarte. Cum vorbește el aberațiile astea, cum ne înjură, cum îl face pe Turcana, și de la Florin. Și de la Florin, inclusiv, cum îl face și pe el și vorbește el de el, de numele lui. Cum vezi, Doamne, că el știe el ce a făcut el cu nu știu ce. Cum, nu e rușine de prietenii lui de ursul? Cum? Când v-am zis, cum vorbea și de Dana. Cum? Păi o să-ți dai cu părerea să faci tu vlogurile tale cum știi, mai așa, mai pe ocolitele, tu spui baliverne prostii și toate alea, ce vrei să scoți tu? Adevărul? Cine ești tu? Ce adevăr vrei să scoți tu? Minciun. Oricum, aș putea să spun prea multe de el, dar nu, pentru că chiar nu urmăresc vlogurile lui. Chiar mi-au trimis prietenii vlogului cum a făcut, cum a vorbit aseară, da? Și de asta am derulat puțin și am văzut, chiar nu am văzut tot. Oricum, live-urile lui cum le face de ore în șir, eu nu înțeleg cine s-ar fi uitat la el așa de lungi. În fine, dar o să iau fiecare minuțel cum jignește și raport la fiecare minut care cum vorbește, jignește, familia, numele nostru și tot. Înțelegeți? Că chiar își merită ăsta, pentru că văd că nu se oprește. Am mai vorbit o dată cu el, știți, când eram cu el atunci în ceartă și tot vorbea de noi. Am crezut că el s-a oprit, dar văd că nu. Și asta e. În fine, prietena asta am vrut să zic și cu câmpeana, deci nu este, am văzut că ține și cu ea, ba unii cu mine, nu-i problemă, deci noi, că a fost un pic de ceartă, eu chiar am vrut să vă spun și asta și tot ce facem noi, dar nu a fost o ceartă chiar așa, a durat câteva ore, după aia ne-am împăcat, tot aici suntem și cam atât, prieteni. Chiar dacă s-a certat cu mine, tot ăla sunt, noi nu ținem ceartă în familie, pentru că nu e frumos. Când e câteodată las eu de la mine, mai lasă și ea, așa trebuie într-o familie. Când o văd pe ea supărată, o las în pace, îi trece peste o oră, două și așa trebuie. Nu ne-am certat de altceva, de femei, cum s-a început, orice o mare ceartă în casa lui. E normal. Nu ne-am certat de, Doamne, vezi că... Nu, desu, ceata vine și din cauza la copii, la treburi. Da. Așa că și știți foarte bine că moda a vorbit puțin de copii, că vezi, Doamne, că o să vorbească el, că vezi că... Arată mie să spună și întrebați pe oricine dacă un țigan... Lei. Și uite cum a venit și baba Zâna și a zis că o duce pe lumina înapoi. Și a zis ursul că nu. Într-adevăr, ce vreți acum dacă vine un țigan la mine? Țiganii niciodată nu o să spună hai despărțiți-vă și ele, pentru că există, sunt doi copii. Înțelegeți? Și nu vrea să distrugă familia, căsnicia lor. Țiganii din exterior. Înțelegeți? Dar asta nu e o problemă. Că nu, vezi, Doamne, că vrem să o dăm pe lumina înapoi sau ei că nu vor sau că vor sau a. Deci, nu. Asta e. Nu a zis nimeni și cum spune el că niciodată nu o ia ăștia înapoi, că nu știu cum. Păi și care? Și care e problema ta, băi, chiliosule, dacă o ia sau nu o ia? Ei decid. Eu am zis că nu mă bag nici eu, cum nu s-a băgat nici Leo. Nici eu nu mă bag, nici nimeni. Acum decide ursul și lumina.
Dacă ursul nu vrea, normal că nu. Dacă lumina nu vrea și vor ei, asta e, e treaba lor. Eu nu vreau să mai o bag în situația lor. Ei decid. Dacă ei vor să se ia înapoi, să se ia. Dar trebuie să îi ajutăm și noi, puțin, dacă ei vor. Dacă nu, asta e, la revedere. Ia uite, frate, ce vrei să facem? Care e problema? Fiecare să meargă pe drumul lui. Rex, haide. Da, prietenii asta i-am vrut să lămuresc eu și să vadă ăsta. Dacă nu-mi răspunde, i-am dat cerere pe Facebook. Am vrut să vorbesc cu el mai întâi pe Facebook. L-am sunat și nu răspunde. Și dacă nu răspunde, n-am vrut să spun asta în public, dar dacă nu mi-a răspuns, spun aici ca să vadă și să se oprească, da? Și dacă nu, atunci am tot dreptul să-i fac și eu ce știu, și Florin, și Lumina, și toți, asta e, pentru că văd că nu se oprește. Și chiar dacă nu se oprește, atunci oricum va primi și plângere, va primi mai multe, pentru că văd că nu se oprește și cam atât. Nu știu, nici nu știu ce să-i mai spun, pentru că n-am ce să-i spun, pentru că nu mă pun la mintea lui. Nu mă pun la mintea lui și nu-mi stă mie în caracter să-mi pun mintea cu un om care vai și amar și na, în fine. Na. Dar dacă vede părinții... Pentru că îi dăm valoare. Mă, ce părinții lui? Că părintele lui stă cu el acolo și tasul și... Da, degeaba. Să vadă, dar nu-i frumos. Nu-i frumos să vorbească așa. Dacă își facem filmele, să le vadă, dar nu să vorbească de noi. Că și noi puteam să-l înjur și să-l vadă în toate felurile. Păi ce coborâme la nivelul Dar nu coborâme la nivelul. Hai mă că îi dăm valoare, nu mai povestim numele lui. I-am dat valoare, iar ca și... Să știți că eu i-am dat valoare, noi din Strehaia, de se uite lumea la el. Așa nu știa nimeni. Că nu știa nimeni. Avea 7 ochișori și acum are și el 2-3K, datorită nouă, când ne-am certat pe el și am trimis prietenii noștri de aici, de pe care ne urmăresc pe noi și se uită și la el, datorită lui Ursu și lui Leo, că au intrat la el în live, că datorită, dacă nu intrau ei, atunci cu cearta... Lasă-l, papule, lasă-l! Uite ce se joacă. Uite ce se joacă și el cu asta. Hai, lasă-l. Da, prieteni, cam atât. Vlogul ăsta a fost făcut pentru el. Ca să-l vadă să se oprească. Dacă nu se oprește, atunci... Nu ce să se oprească? Pune, nu îți dă cu capul să primească ce... Da, lasă-l. Asta e, oricum... Știu ce avem de făcut. Da. Bine, prieteni, vă mulțumim, vlogul ăsta îl punem și noi acum mai devreme ca să îl vadă și el, ca să se oprească. Bine, prieteni, vă dorim o zi frumoasă și minunată. Prieteni, și vouă vă mulțumesc că ne urmăriți acum și voi sper să înțelegeți că noi nu suntem oamenii aia care căutăm nodul în papură și le am. Deci au fost discuții. Au trecut, s-au mai limpezit și acum el iar vrea să scoată la iveală și vezi, Doamne, toate prostiile, toate nebuniile. Bine, prieteni, vă dorim o zi frumoasă.